este că n-am renunțat niciodată. Cel mai important este că n-am renunțat niciodată, la fel cum a fost pe parcursul acestui întreg sezon. Am trecut prin toate stările. Așa a fost și meciul de astăzi. Ne-a dus, a fost un carusel de evenimente, dar cel mai important este că băieții ăștia n-au cedat nicio clipă. A fost greu, foarte greu a fost astăzi. Știam că va fi așa. Dar încă o dată. Este evident. Da. Ok, s-a stricat costumul, dar nu mai contează. În primul rând, datorită lor. Vai Dinamo! Vai Dinamo! La 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 la! Vai Dinamo! Vai Dinamo! La 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 la! Vai Dinamo! Vai Dinamo! La 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 la! Vai Dinamo! Încercăm să mai continuăm. Este evident că e o bucurie imensă. Vă ajutăm un pic. În primul rând vreau să fac o reverență în fața acestor minunați. Dinamo joacă fotbal, șampanie, misere! Da, apel. Da, suntem aici datorită lor. Datorită unor nebuni care, indiferent prin ce a trecut clubul ăsta, n-au abandonat. Și de asta, victoria asta este a lor, în primul rând. Apoi, băieții ăștia au fost fantastici. Cum i-am găsit și cum am terminat, a fost un parcurs, a fost o excursie fantastică. Dar și dumneavoastră ați fost unul dintre nebuni, pentru că ați crezut în șansă de fiecare dacă dată. Dacă nu crezi, miracolele nu se întâmplă. Deci 30 de minute nu-i problemă. Spuneți-ne, cum... Nu știu, care-i trăirea dumneavoastră apropo de ce ne spuneați? Ați început și nimeni... Atunci când este atât de greu, când reușești așa ceva, bucuria este imensă. Este imensă și sunt fericit în primul rând pentru ei, pentru că au fost ani de zile în care s-au chinuit, au venit la stadion, au plecat acasă dezamăgiți, s-au întors, au susținut financiar clubul, dar n-a renunțat niciodată. La fel am făcut și noi. El este Oscar, băiețelul meu care a venit astăzi. Mi-a făcut o surpriză. Da, și la fel și noi. N-am renunțat. Oricât a fost de greu, nu știu, a fost ceva în adâncul sufletului nostru care ne-a făcut să credem că putem să reușim. A fost greu, dar odată ce odată ce am găsit conexiunea cu suporterii, s-a creat magie. Au fost meciuri fantastice, au fost meciuri mai puțin reușite, dar n-am cedat niciodată. Iar... Cum sărbătoriți acum, că e clar? Înainte a fost o superstiție, nu s-a aranjat nimic. Ce nu s-a aranjat acum? Nimic, tocmai am vrut, de asta le-am zis, hai să nu sărbătorim nimic, pentru că știu că la fotbal e posibil orice. Astăzi a fost o partidă complicată. Dar la 2-0, spune la 2-0 ce ai simțit, sincer. Da. Nu, în general încerc să rămân calm, încerc să rămân să văd ce am de făcut, dar a fost greu. Începutul primei reprize și la fel și începutul celei de-a doua reprize, când vorbești, stabilești niște lucruri și se întâmplă fix pe dos. Nu știu, mă felicit până la urmă și pe mine, pentru că... Urma să te felicităm și noi, dar înseam asta la final. Da, pentru că și eu am trecut prin foarte multe ca să ajung aici. Știți foarte bine... În 2013, când am terminat fotbalul, am zis că aș vrea să ofer ceva fotbalului românesc. M-am încăpățânat să cred în niște lucruri pentru care unii m-au condamnat, au spus că așa ceva nu se poate aplica în fotbalul românesc, că nu se poate. Eu m-am ambiționat să cred în valorile și în principiile mele de viață și de fotbal, de sport. Și cumva astăzi este un crâmpei că și în România se poate reuși altfel. Sunt foarte mâhnit de ceea ce s-a întâmplat zilele trecute. Atitudinea celor de la FC Argeș a fost total lipsită de fair play. Sper că acum, în ceasul al 12-lea, să meargă acasă.
E greu când pierzi, dar ei trebuie să înțeleagă că în sport poți să pierzi, dar nu poți să fii înfrânt. Atitudinea lor a fost de înfrânți, pentru că au făcut în ultimele zile fel și fel de acuzații, au trimis scrisori către federații, au încercat să facă un joc de ăsta murdar și mă bucur că până la urmă s-a făcut dreptate. Cumva un club care n-a făcut așa, n-a făcut ceea ce trebuie anul ăsta, în mod normal merge acasă, e greu, doare, te reorganizezi și o iei de la început. Despre asta e fotbalul, despre asta e sportul. Dar ceea ce au făcut mi-a lăsat un gust amar. Ți-ai dovedit și ție, că iată, treci de la meseria de conducător la meseria de antrenor și iată, da, reușești să surprinzi pe multă lume. Multă lume a fost, a vorbit despre asta. A fost greu. Încă o dată, cariera mea de jucător n-a fost una la cel mai înalt nivel, dar cred că am avut o carieră importantă. Am spus-o întotdeauna, am jucat fotbal ca să învăț tarele meseriei de antrenor. Din totdeauna mi-am dorit, a fost visul meu. Probabil că unii au spus după ce am abandonat cariera în management, în administrație, că e un moft, dar n-a fost. Ăsta a fost visul meu dintotdeauna. Vin zile bune pentru Dinamo în viitor? La cum am preluat lucrurile aici și la cum arată acum, lucrurile sunt total schimbate. Avem niște oameni care ne-au dat foarte multă liniște. Sper în continuare o să sărbătorim 3 zile și 3 nopți. Începând de acum, bineînțeles. După care trebuie să ne apucăm, pentru că greu de-abia acum începe. Vă mulțumesc!